Liberalii nu renunță la ideea comasării alegerilor în contextul celor 4 runde de scrutinuri din anul electoral 2024 și au în calcul o comasare a primului tur al alegerilor prezidențiale cu alegerile locale în luna septembrie. Scenariul de lucru este în discuție, dar nu a fost agreat momentan în coaliția PSD-PNL. Pentru a putea fi constituțională, decizia trebuie luată până cel târziu în luna februarie. În cazul unei comasări a celor două tipuri de alegeri, respectiv locale cu primul tur al prezidențialelor, președintele în funcție ar urma să rămână la Palatul Cotroceni până la finalizarea turului 2 al alegerilor prezidențiale, când noul președinte își va prelua mandatul. Președintele PNL Nicolae Ciucă a declarat în urmă cu două săptămâni că sunt cât se poate de obositoare 5 rânduri de alegeri într-un singur an și a subliniat că o comasare a unora dintre alegeri este și legală, și benefică, și economică. Asta deși actualul premier Marcel Ciolacu spunea că nu se poate din punct de vedere constituțional și nu este de acord nici dacă ar fi constituțional.